Anul acesta, tinerii care își doresc să urmeze o carieră în jandarmeria română pot să opteze pentru unul dintre cele 400 de locuri puse la dispoziție pentru școlile militare de subofițeri jandarmi. 65 de candidați mehedințeni s-au înscris deja pentru examenul de admitere. 400 de locuri sunt puse la dispoziție pentru școala militară de subofițeri jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășan și școala militară de subofițeri jandarmi Petru Rareș Fălticeni. 65 de tineri mehedințeni s-au înscris deja pentru examenul de admitere. Tinerii care doresc să urmeze o carieră în jandarmeria română pot să opteze pentru unul dintre cele 400 de locuri puse la dispoziție la școala militară de subofițeri Grigore Alexandru Ghica Drăgășan și școala militară de subofițeri Petru Rareș Fălticeni. Până în prezent, la sediul jandarmeriei Mehedinți, 65 de tineri au depus cererea de înscriere. Menționăm faptul că înscrierile continuă până la sfârșitul lunii la sediul jandarmeriei Mehedinți, la serviciul resurse umane. Detalii privind această sesiune de admitere se pot obține pe site-ul Jandarmeriei Mehedinți sau pe site-urile instituțiilor de învățământ. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaților, proba de evaluare a performanței fizice și a cunoștințelor, iar în final examinarea medicală a candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.